În Romanii, capitolul 5, de la versetul 10, Pavel ne confirmă neprihănirea noastră înaintea lui Dumnezeu prin Hristos. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Cu toate că inima noastră ne condamnă, Ioan ne spune, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. 1 Ioan 2,1 Să vă dau un exemplu în acest sens din viața lui Iisus. În ziua dinaintea crucificării lui, Hristos a spălat picioarele ucenicilor lui. El le-a spus acestor oameni foarte imperfecți, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi... Sunteți curați, dar nu toți. Ioan 13:10 Este posibil să te întrebi: Cum putea Isus să spună că ucenicii erau curați? Oricine ar fi privit întâmplător această scenă ar fi fost uimit de spusele lui Isus. Cei 11 oameni, cărora s-a adresat deja, au dat dovadă de mândrie, necredință, egoism, ambiție, lăcomie, nestatornicie dorința de răzbunare. Adevărul este că Hristos a făcut această declarație despre ei pentru că El îi alesese. El i-a pus pe calea sfințeniei. Era totul prin har. Isus știa ce este în inimile ucenicilor, în ciuda imperfecțiunilor absolute. Mai mult, el a văzut dinainte vremea frângerii și pocăințelor în care ei urmau să intre. Să zicem că ți-aș cere să scrii pe o listă toate păcatele pe care acești ucenici le-au comis. Eu cred că aș putea spune cu certitudine că tu și cu mine am fost vinovați de toate aceste păcate din timpul anumitor perioade din viața noastră. Cu toate acestea, Isus are răspunsul pentru noi toți. Romani, capitolul 5, versetul 1. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos.